Salutare! Probabil ați văzut din titlu că astăzi voi sparge niște diamante. Dar va fi puțin mai diferit pentru că nu voi da la un event sau ceva. Voi cumpăra direct itemele pentru că acum două zile mi se pare am intrat și eu ca omul la store să văd ce chestii puteam să mai iau de la eventuri pentru că după cum vedeți aici dacă dăm purchase ne duce la un event da? Adică dăm obtain și ne duce la event. Adică cel puțin eu așa fac, nu mă uit acolo la events aici, nu, pur și simplu mă duc în store. Și am făcut chestia asta, am dat puțin mai în jos și am văzut acest gluel. Am zis, ok, hai să dăm purchase și ce să vedeți, nu este un event, este direct purchase. Așa că îl voi cumpăra, îmi place cum arată, îmi place că e diferit și de asta îl iau. Adică văd și eu aici că avem cover range mai mic, cover height mai mic și climbability de 3 ori mai mare. Cred că i-am dat echip, dar doar că să mă asigur o să merg la... unde? A, ah, la weapon, da, 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 am și uitat. Da, nu mi se pare ok că e weapon, adică nu prea e weapon. Sau cel puțin asta e opinia mea și cam așa arată. Of, asta e, se pare că un timp nu le voi pune peste și îl voi ține pe ăsta. Ce e cu costumul ăsta? Uh, haideți să-l schimbăm pentru că nu am nicio idee de ce era la costumul meu. Bun, ne întoarcem la store. Vedeți că mai avem pe aici ceva skin-uri pe mașini. Dar uh, este un skin pe mașina care mă interesează. What? Nu mai e aici? Era un skin pe mașina aia care merge și pe apă și acum nu-l mai găsesc. Să fie la ermori, Nu, nu e la ermori. A, da, haideți că e ok, că e pe undeva pe aici, dar chiar ar trebui să iau și un tuk-tuk, că nu am niciun skin pe tuk-tuk. A, și se pare că deja am luat, ok, am luat skinul pe mașină. În fine, haideți să luăm un skin pe tuk-tuk. Acum am și eu un skin pe tuk-tuk, ce fain. Haideți că o să dau niște gold, că am de unde. Of, și skinul acesta pe motocicletă mă costă 800 de diamante și e foarte fain. Ok, haideți că l-am luat. Vai, deci am cheltuit diamante, adică am dat diamante direct pentru iteme. Haideți să iau și un magic cub uh, ca să mă pregătesc pentru când o să apară ceva interesant pe aici. Și acum, haideți să ne uităm puțin și pe la Lac Royal. După cum vedeți, avem un mocostor cu niște haine foarte smekere, cel puțin Mie îmi place costumul acesta pe băiat, costumul acesta pe fată care arată foarte bine și acest costum Devil Hunter pe care încă nu l am și îmi place foarte mult. Dar nu știu ce să aleg, adică parcă aș alege orice costum pentru că toate sunt faine. Dar... Devil Hunter-ul mi-l doresc de mai mult timp, așa că asta voi lua împreună cu niște vouchere și haideți să începem să dăm diamante. 9 diamante, 20 de diamante, 100 de diamante și nu mi-a picat nimic. Iar aici mă voi opri pentru că sunt sigur că nu o să-mi pice Devil Hunter Bundle. În fine, haideți să dăm și pe aici niște diamante, începem cu 9 diamante, apoi 19, apoi 50... Ok, ce tare că am făcut rost de chestia asta. Păcat că nu am făcut rost de costum, dar asta e. Apoi avem Evo XM8, alegem două chestii pe care nu le vrem, dăm OK și dăm 9 diamante, nu știu ce mi-a picat, apoi dăm 19 diamante, apoi dăm 40 de diamante. Ok, nu mai dau. La incubator nu am niciun voucher, așa că nu o să dau încă. Și aici am lipsește un voucher, serios. Dar aici pot să dau. Uh, și ce mi-a picat costumul și... Goggles, banii, ce e asta? În fine, hai să dăm open la costum. Și e foarte frumos că mi-a picat cu toate ca și vrut mai mult Magic Cubul. Uh, mergem și la Gold Royal să dăm uh, niște vouchere. Și văd că s-a băgat un event legat de casa de papel. Uh, de unde putem să facem rost de un emote? Și trebuie să ghicim cartea. Ok, jocuri de noroc. Ce nebunie. E, eh, cred că am noroc, nu? Hai să dăm confirm și să dau 19 diamante. Hai că dau și 19 diamante. Bun, perfect. Pentru că acum pot să merg la Lac Royal, la Weapon Royal și să dau 11 spinuri din care nu mi-a picat permanent skinul pe G36, din păcate. Dar în fine mi-a picat emote-ul uh, din 9 diamante. Puțin norocos astăzi, ce să zic. Și acesta e emote-ul, nu? Make it rain. Da, foarte tare. În fine, haideți să vedem, cred că o să-mi pun Tornado, dacă tot am făcut rost de ea, de ce nu? Și cred că cam așa s-au dus 2000 de diamante, pentru că nu mai am ce să fac. Adică, normal, mai sunt costume pe care aș putea să le iau, aș putea să mai dau diamante la Mocostor, dar m-ar costa destul de mult și nu cred că se merită. Așa că o să mergem la character. Ok, am tot ce-mi trebuie. De fapt, am un mare plan, ia fiți atenți. O să îi dau level up la tipul ăsta, până la level 6, hai să-l facem de level 6. Și uh, level up ultimul nivel, perfect. Și o să îl pun acum, pentru că mă voi juca la Explosive Jump. Cu toate că aș putea să mă joc acum aici, și poate să fac eroic cu două stele. Uh, nu cred că voi face asta pentru că prefer să mă joc la Explosive Jump Haideți să dăm start și să sperăm că o să câștigăm Deci suntem 20 de player și în top avem un uh, arab, apoi alt arab și pe Kurt Pro Ok, și ce e acolo? 2-1-1-2, ok Dar nu înțeleg de ce trebuie să așteptăm atâta de mult până să ne bage în meci? Adică uitați-vă și voi 30 și ceva de secunde ca să ce, să ne bage în meci, durează cam mult. Bine, țin minte când m-am apucat eu și mă jucam la Battle Royale și ne băga 20, apoi vedea acolo că se schimbă 21, 22, 23 până la 40 și era foarte tare. Acum chestia asta nu se mai întâmplă uh, și nu știu dacă e de bine sau de rău, adică parcă îmi place, dar în același timp simt dorul la cum era înainte. În fine, o să merg direct în pic pentru că nu vreau să mă plictisesc. Chiar sper ca acest uh, skill să fie bun, deci cu 20% mai mult și range-ul cu 10%. Bun, e bine, e bine. Înseamnă că dăm mai mult damage. A aterizat tipa asta lângă mine. <laughs> Ghinionul ei. Dă-te dă de aici. Dă-te de aici. Hai, hai că crede că fac eu timp cu ea. Ia uite, domne. Da, cred că skill funcționează pentru că când iau chestia asta în mână, se face galben. În fine, aș avea și eu nevoie de o armură sau ceva și de un backpack și de niște gluăluri. avem o landamina. Da, chiar cu chestia asta ar trebui să dau mai mult, nu? Că până la urmă e explozivă landamina. Hopa, dar ce avem acolo? Da, nu cred că am dat cu mult mai mult. În fine, tu aveai armură sau ceva? Nu, aveai o landamină și inhaler bun. Haideți să luăm și hand cannon-ul, că nu se știe niciodată când ne trebuie și să plecăm de aici. În căutarea unei armuri, cu toate că atunci când am căzut din cer, am văzut o armură pe undeva pe acolo, dar cred că a fost luată de playeri. Și nu prea aș vrea să mă duc la ei fără să am o armură, pentru că din două, trei hituri mă ar Hopă, Hopa, ce avem aici? Un player uh, pe care l-am omorât din două hituri. Vedeți? E foarte ușor să mori când nu ai armură. Și cred că este pentru prima oară în viața mea când folosesc acest skill, pentru că nu e așa de bun. Cu toate că la acest mod de joc probabil că e cel mai bun skill pe care poți să l ai. Adică are legătură totală cu ceea ce se întâmplă aici și îmi place. Hopa, se pare că avem playeri. A da, și ați văzut că am făcut rost de o armură într-un final. Haideți să facem încă un kill. Haideți că range-ul ar trebui să fie bun, nu? Cine ești? Al, al mai mai mă? Bun, ai murit. A, tipul ăsta era pe tabela, că știu că l-am văzut. Mai suntem trei în viață, eu am făcut 4 kg și șase persoane se uită pe mine. Ei bine, nu pot să-i dezamăgesc, nu? A, tipul care era pe aici, ce face, adică a fugit sau a, nu cred că a fugit, mă înduiesc că a fugit pe acolo, așa că trebuie să fie pe undeva, pe aici. Sau poate că nu. În fine, uh, ar trebui să iau high ground-ul, adică aici nu știu, pentru că vedeți că când tragi în jos e foarte nașpa când vine vorba de această armă. Alcuiești cui mai mai că mă de vrei să mă omori? Și asta era tot din uh, top, pentru că mi-aduc aminte că erau doi arabi. leu cum dau eu de playeri. Ce player nebun! Nici nu știu pe unde e, dar nu e problemă pentru că l-am omorât. Alt arab, ok, uh, nu sunt sigur dacă am omorât uh, toată tabela, dar sper că da. În fine, din 20 de playeri am omorât uh, câți? 6? E destul de bine. Și chiar sunt mulțumit de cum a ieșit meciul. Uh, da, 6 kill-uri, haideți să dăm continuă. Păcat că aici nu pot să văd acel tornado pe care doar ce l-am luat. Adă ah, da, chiar, haideți să mergem repede la character și la Link să dăm bănuți. Pentru că chiar îmi place toată chestia asta cu Link Character. Mi se pare, nu știu, foarte ciudată pentru că până acum nu exista nicio metodă să faci rost de niște caractere. Și acum te joci puțin și apoi gata le ei. Da, nu știu, mie mi se pare foarte, foarte tare. În fine, eu sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut nu uitați ca măcar acum la final să apăsați pe butonul de like, să le dați un share prietenilor și să le ziceți și lor să dea un like și să se aboneze, pentru că la 20.000 de abonați pregătesc o surpriză. Acestea fiind spuse, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!